Subiecte pentru olimpiade, da. Da, da, subiecte. Exercițiul 15 de la pagina 29. 15 de la pagina 29. Din Bălău, pe nu? Da, da, da. Probleme de lichidă din Bălău. Da, este mare. Așa care... Să se scrie numărul 101 la puterea N. Deci 101 la puterea N. Cu N mai mare egal decât 2. Cu N mai mare egal decât 2. Și nu aparține mulțimii numerelor naturale. Da. Ca o sumă de 101 numere naturale consecutive. Deci 101 la putere N, ca fiind... O sumă de 101 numere naturale consecutive. A2 plus puncte puncte plus AN plus A101, A100 de acolo, da. Cu calitatea că A1, A2, A101 consecutive. Daria, eu sunt la prima citire. Trebuie să încercăm să vedem, să pătrunim negheștiu. Da? Da, deci, noi l-am făcut pe ăsta, dar nu știu dacă el l-a înțeles. Am înțeles. Dar haideți să citesc și eu o dată și o dată și tu, Daria, ești cea care mă ajuți, dar ar vrea să iei de acolo. Mai mult. Da. Neapărat că mă interesea să citesc asta. Și cu rugămintea. Să las libertatea cu continuare. Da, bine. Da. De... Da, fără probleme. Pe YouTube, să a, da? Da, să lăsăm în timpul lor. Că fără să îți dai seama... Da, da, fie prin timp. Da, e drept. Cristi ți-a apărat. Da. Cristi zice, n-ați observat totuși de câte ori intervine și cu benefic și vine cu observații și chiar oferă șansa aprofundării. Da, nu poți lua. Da, nu, exact. Da. Da, da, că nu e problemă. Da. Uite aici, vă zic că pe 101 la N, să scrie ca o sumă de 101 numere consecutive. Cum tu te-ai gândit la el, ai mai multe inițiative decât mine și vreau să mă folosesc de inițiativa ta. Deci, să scriem ca 101 la N, înseamnă să fie ca să fie egal cu 101 la N minus 1 plus 50. Deci, eu pun întrebări. Ce te face pe tine să pleci așa? Deci pe 101, zici așa, 101 la N egal cu 101 la N minus 50. Minus 1 la N minus 1. Da. Și? Plus 50. Plus 50. Ce? În paranteză. A, toată asta tu paranteză? Da, așa. Și un termen, plus. Așa. Plus? 101 la puterea N minus 1 plus 49. Plus 49. Plus puncte puncte. Stai. Eu vreau să înțeleg. Eu nu prea mi-e clar aici. Dacă ai putea să mă ajuți. Nu mai țin minte, că n-am înțeles. Da, tocmai. Acum vreau să pornesc eu să văd unde nu merge. Daria, pe 5 la 3 îl putem zice 5 ori 5 la 2? Da. D'acord, da. Bine. Pe 101, să scrieți 101 la puterea N, eu pot să scriu ca fiind 101 la N minus 1, ori 101. Da. Dacă da? Bun. Acum, acest 101 la N minus 1.
Deci eu trebuie să am o sumă. O sumă de numere. De 101? 101 numere consecutive. Da. Păi da. Și noi scriem acum în continuare, până o să dăm de 101 minus 1 minus 50, 101 minus 1 minus 49 până la 1. Apoi o să luăm pe 101 la n minus 1, un factor cum trebuie se repetă peste tot. 51 cu 51 nu o să mai fie. Și până când o să, până când o să avem numărul 101 și să fie 101 la n minus 1 ori 101, care face 101 la n. Nu cumva de aici trebuie să punem. De la scrierea asta. Deci, uite cum am gândit eu. Acum, în momentul acesta, să umplăm la o formă de scriere a lui 101, după ideea pe care o ai tu, aceea de a aranja forma asta a lui 101. Deci eu zic așa, pot să zic 101 la n minus 1, pe lângă. În loc de 101, să scriu eu cum mă duce pe mine în mintea. Dar așa fel, când readuc, când dea 101 pe numele acesta, și este esențial ca rezultatul să fie consecutiv, da? Da. Și ca să fie consecutiv, dacă la 100, ar fi important că ăștia să fie consecutivi. Pentru că ia să vedem noi dacă asta este ideea. Nu cred că este ideea. Deci 101 acesta poate să fie 50 așa. Da. Deci pe 101 ăsta să scriu de 101 ori. Adică spune așa, 101 la n minus 1 pe lângă 1, adică el odată, plus 101 la n minus 1, plus 101 la n minus 1, și plus 101 la n minus 1, de câte ori l-am adunat? Eu am spus de 101 ori. Deci, câți de-al de 101 la n minus 1? 101. Și acum, egal mai departe, cu 101 la n minus 1 plus 50, plus 50, și la sfârșit aici, să zic, că stăia 100, hai să zic 101 la minus 50. Minus 50. Și pe urmă, care ar fi următor? Plus 101 la n minus 1 minus 49. Că ăsta e cel mai mic la care să zice 10. Dar ea. Da? Deci, repede, practica asta, adică să înțelegem cum punctăm. Că dacă fug prea tare din ieșițiu, pe urmă iar rămânem urmă. Uite-te, urmărește-mă. Iau așa. 5 la a 7-a poate să fie scris egal cu 5 la a 6-a ori 5. Care înseamnă? Egal cu 5 la a 6-a plus 5 la a 6-a plus 5 la a 6-a plus 5 la 6. De câte ori spune asta? 5 ori. Plus 5 la 6. E corect. Da. De 5 ori 5 la 6, acum mai bine, 5 la 7. Dar acum, egal mai departe cu 5 la 6 minus 2
Păi, plus 5 la a 6-a, minus 1, adică aici sunt minus 2, l-a făcut mai mic. Ca și cum a zice din 7 minus 2. Nu din 7, ca să nu fie cu 7. Cum a zice din 10 minus 2. Și așa se face un număr. Minus 2, face un număr. Da? Următorul, 5 la a 6-a minus 1, nu cumva e prioritate mai mare, nu e următorul, nu e succesorul. Insist aici. Hai să zicem, că 5 la a 6-a îmi face cât, cât am ști cât este el. 25 ori 25 face un număr destul de mare. Și minus 2 din el dă o rezultate. Să zicem că aș face 100, hai, nu, 1000 minus 2. 1000 minus 2 cât ar face? 998. Apoi următorul, fiind scat mai 1, ar face 999. Deci, e clar că l-am așezat consecutiv. Imediat, următorul. Ei trebuie să fie consecutiv succes, unul după altul. Și eu când am zis, 5 la 6 minus 2 e cel mai mic, iar 5 la 6 minus 1 este chiar următorul. Când din 5 la 6 scad numai pe 1. Apoi, ar fi 5 la 6 plus 5 la 6 plus 5 la 6 plus 5 la 6 plus 1 va fi. Și plus 5 la 6-a, plus 2. Iată cum l-am scris pe acest număr. 5 la 7-a, ca o sumă. O sumă. De câte numere consecutive? O sumă de 5 numere consecutive. Da? Este scris, insist încă o dată, că modelul ăsta foarte mai mic reușesc să înțeleg mai bine. Nu vreau să te duci mecanic, vreau să te apropii de ghișitul. Deci, 5 la 7 l-am scris ca fiind 5 la 6 ori 5. Adică de 5 ori 5 la 6, așa am scris și eu. Și acum, l-am privit ca 5 la 6 minus 2, când mă trebuie 5 minus 2. Asta e. Deci, minus 50. Așa că trebuie să mă întreb. Aștept de la tine întrebarea asta. De ce minus 2? Pentru că am sesizat eu aici că sunt un număr de 5 termeni. Am dat un număr impar și eu. Nu m-am grăbit să dau 5 la ăsta la 5, 5, ăsta e număr impar. Cum e 101. Și jumătatea lui 101 este 50. Jumătatea lui 5 este 2, ce avem și restul 1. Rămâne asta la mijloc, care nu are treabă. De aceea, din cei 5 termeni, din cei 5 termeni, 1, 2, 3, 4, 5, ca să joace foarte bine minus 2 cu plus 2 o să le ducă, 2 scăzut 2, 1 scăzut 1 nimic. Și aranjarea e perfect făcută ca o sumă de 5 numere consecutive, jocul fiind strecurat în interiorul lui 101, care înseamnă 101 de 101 termen, și rămâne unul singur, acel din mijloc, 101 la el minus 1, iar ceilalți se joacă cu minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, da, minus 2, plus 2 și care. Tot nu m-am făcut înțeles aici și trebuie să mai insist. Este obligația mea până te convinc. Hai! Este șmecher autorul aici cât poate de tare. Deci, din nou, ne surprinde modul cel mai plăcut. Ia, te rog, loc și tu. Și să-ți prezint problema, că noi ne-am aflat de o problemă care chiar îmi place. Eu
vine cu întrebarea, eu cum să mă prind? Așa, mai lucrând. Așa. Lucrăm mult, descoperim foarte multe chestii. Da. Tu crezi că eu îndată m-am prins de Hristos ăsta? Nu. Deci eu recunosc. Nu m-am prins la prima citire. Ce tot spuneam? Hai să-l citesc încă o dată. Hai să-l văd încă o dată. Deci 101. Primul lucru care mi l-am pus a fost ăsta. Deci 101. De ce încerca să-l folosească al meu? Mi-am dat seama că e numai din par. 101. Putea să folosească și 17, și 15, și orice număr impar. Pentru tine, te rog, Coria. E vorba așa. Pune că ești student pentru Olimpiadă. Faza locală. Faza locală, stoare. Faza locală, da. Așa. Foarte frumos. Deci nu ridică ștacheta, dar e suficient de tare ridicată. E exact pentru ce ne vrem noi. Pentru ce vrem noi. Zice așa. Să se arate cu 101 la N, cu N de la 2 încolo, poate fi scris ca 101 numere consecutive. Ca o sumă. Ca o sumă de 101 numere consecutive. Tu știi ce înseamnă numere consecutive. Poți să dai exemplu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, da? Sunt numere consecutive. De la mic la mare. Da? De la mic la mare. Asta înseamnă consecutiv. Unul după altul. Tot, unul după altul. Și, uite problema mea. Trebuie să scriu pe 101 la N ca o sumă de 101 numere. A1 plus A2 plus A101. Consecutive însă calitatea asta, adică de la mic la mare. Și fiindcă nu m-am prins, eu am mai spus-o și altă dată. Când am astfel de greșiții, încerc să merg pe modele particulare. Adică nu modele, pe numere mai mici, ca să pot să mă prind de ești. Și cum 101 am fost, am zis, hai să scriu pe 5 la 7. Unde m-a fixat și eu? Ca o sumă de, aici au zis 101, zic, aha, de 101 numere. Acum la mine cât ar fi? De 5 numere consecutive. Da? Mergând pe modelul particular. 5 numere consecutive, 5 la 7, se scrie ca fiind 5 la 6, ori 5. Adică ce îmi spune asta? De 5 ori 5 la 6. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Și acum, peste 5 numere, peste 5 numere, trebuie să le fac consecutive. Deci trebuie să le transform în consecutive. Acum e momentul meu. Tare. Și ca să fie consecutive, fără să afectez. Că eu nu am. Eu trebuie să merg cu egală în continuare. Deci nu mai am nimic la dispoziție aici. Ca să-l fac consecutiv și să nu afectez suma asta în totalitate, din ăsta am să scap 2. Și în ăsta e cum plus 2. Da? Scădem pe 2 și punem pe 2 la sfârșit. Ăsta cât se scade acum ca să fie imediat următorul? 1. Deci minus 1 și ăsta ce se spune aici? Plus 1, ca ce am pus plus 2. El e în față. S-a zis, e în față, mai în spate. Și stop. E perfectă chestia. Ăsta ca și mai spune plus 0. Și acum numele sunt. Din ăsta am scăzut 2, din ăsta am scăzut 1, le-am transformat din ce erau ele acolo egale, 5 la 6, 5 la 6, 5 la 6, 5 la 6, le-am transformat prin această șmecherie, în numere consecutive, că din ăsta am scăzut 2, din ăsta am scăzut 1, din ce am luat 0, 1, 2, am adunat 1, 2, da? Iată șmecheria foarte tare. Deci asta e speculația foarte tare, foarte frumoasă, reiștiu. Mai luăm și noi un model. Până când ne prindem, vreau neapărat să ne prindem. Uitați, 11 la puterea a 9. N-are importanță aici la e de poantă acolo, spus el. Când noi ne ducem repede, egal cu
11 la a 8-a, a 8-a ori 11. Să zice și o zi. Și am gândit 11 de-a 11 la 8-a. O sumă, nu? Deci egal cu? Egal cu? 11 la a 8-a plus 11 la a 8-a plus 11 la a 8-a plus 11 la 11 la 8-a plus 11 la 8-a plus 11. Câți de alte 11 la 8-a? 11 de alte 6. Da. Plus 11 la 8-a plus 11 la 8-a plus 11 la 8-a plus, vedeți, sunt ce am tot scris. 10. 10 mai trebuie numera. Plus 11 la 8. Asta dacă vă cerea sumă de numere egale? Dacă îmi cerea egale, sigur că da. O sumă, cum îl pot scrie pe ăsta? Ca o sumă de 11 numere egale. Corect. Asta era. Aș mai chiar o zi consecutive. Și aici mă omoară. Dar să fie consecutive. Ăsta care sunt egale, egale, vedeți? 11. Da? Da, are dreptate. Că și eu sunt de așa. Exact. Am vrut să atrag atenția, dar nu mă rupeam lecția. Încă o dată. Deci cele 11 numere egale, eu trebuie să fac cu pământirea numerii egal mai departe, dar consecutiva. Ia să văd pe voi. Din ăsta cât se scade ca să fie treabă. Iată, o să prinde 5. Foarte tare. A s-a prins aici, că a scăzut 2 cu 5-ul. Că rămâne ăsta la mijloc. Ne-a atins. Deci așa zice. 11 la 8 minus 5. Deci primul, cel mai mic din cărt. Corect. Plus 11 la 8 minus cât am rămas? 4. Minus 4. Plus 11 la 8 minus 3, plus 11 la 8 minus 2, plus 11 la 8 minus 1, plus 11 la 8, așa în viață, plus 0, nu? Plus 0, hai să vadă toată lumea, plus 0, plus 11 la 8 plus 1, următorul, plus 11 la 8 plus 2, plus 11 la 8, plus 3, plus 11 la 8, plus 4, și plus 11 la 8, plus 5. Super! Super! Și l-a transformat repede, cum era ilegal, în cine va veni. Dar am avut șanse că a fost număr impar. Dacă era un număr par, eu nu mă puteam juca aici chiar așa frumos, nu? Că este ăla plus 0 aici. Dacă și trebuie să fie ca să fie consecutive, este cazul 0, 1, 2, 3, 4. Deci are niște ghițe pulise foarte tare, foarte tare. Și te prins, domn profesor, că e minus 5, pentru că jumătatea la 11 așa. E 5,5, dar 1 da. Lași da, da, în mijloc și te prinzi. Da, 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 da. De-aia plus 50, minus 50. Deci, Daria, spune-mi acum, care crezi că a fost jocul autorului? Cum el a construit acest exercițiu? Păi a început de la o fracție cu numitorul de la o fracție, de la o putere care trebuia să fie impară. Deci cu baza impară, esențială impară. Și apoi a construit-o ca fiind 11 din 8 ori. Și a trebuit să facă numerele de atâtea ori. Sigur că da, de 11 ori. Da. Totul la puterea respectivă. Da. Apoi a împătit în jumătate și a scăzut cât... Din primul scade cel mai mult, îl face cel mai mic, după care scade mai puțin și primul adaugă. În final, suma nu e modificată, că 5 minus 5
5 minus 5 face 0. 4 minus 4 face 0. 3 minus 3 face 0. 2 minus 2. Deci este balansat de perfect. Este în echilibru. Ia să vedem cum se eu nu cred că dă 10 la 9, 11 la 9. 11 la 9? Nu dă, da. Nu, eu nu cred. Dacă aș fi pornit așa și tu mi-ați fi spus, nu-mi place. Dar nu-ți place ochiul, nu-mi place ochiul așa ceva. Este agresivitate din partea profesorului. Da? Deci, iar, frații mei, vă spun, eu prin asta încerc să mă disting dintre toți cei care discutam și cu copiii din America acum sâmbătă. Și zic, voi vă mai amintiți cum încercam să fac altfel decât o informație din manual, de la indicație. Eu vreau să înțeleg acolo, să văd eu altfel cum aș putea. Cum mă fac înțeles? Deci, în momentul în care v-am spus că 11 la 9 scrie 11 la 8 ori 11. Și ăsta este ce indică, când e 11 ori și nu l-am scris de sfârșitura. Și acum balansez ca să-mi așez consecutivitatea. Minus 5 la primul, plus 5 la al doilea. Putem să joc așa. Minus 4 plus 4, ca să vă atrag atenția. Minus 3 plus 3, minus 2 plus 2, ca să se vadă clar care e motivul pentru care eu îmi permis să fac acolo treaba aceea. Ăsta e motivul. Deci, acum, ăsta cel mai mic îl pun la început și pe cel mai mare la sfârșit, punându-i așa. 11 la 8 a fost 5. Minus 4 cu 11 la 8 a fost 4. Deci, vedeți? În felul ăsta, construcția este elegant făcută și consecutivitatea este asigurată. Întorcându-ne exercițiul nostru de aici, am spus că 101 la N la N, poate fi scris ca 101 la N minus 1, ori 101. Ce să fac acum? Am scris pe 101 la N minus 1, de 101 ori. Acum am să scrie cu 101 de N. Este egal cu 101 la N. 101 la N. 101 la N. Este egal cu 101 N minus 1, pentru că nu știm cât e N. Pentru că nu știm cât e N. Crezi că are o influență pe loc de N dacă spun 5? Da. De ce? Poate ochiul îți plăcea ție. Plăcea ochiului mai bine. Dar n-am nicio influență. Că ar fi zis la 4 ori 101 și ar fi fost 101 de-a 101 la 4. Deci nu e nimic deosebit din ce a făcut noi ca model. Numai că aici, acum, autorul a pus vadă, dacă cumva creează sentimentul de panică, lăsând pe 101 la N, să vezi tu la N minus 1, deci să vezi abstract. Așa e. Da? Deci a vrut așa să vadă dacă tu te prinzi că îl poți scrie pe 101 la N ca fiind 101 la N minus 1 ori 101. Mai în modelul anterior, când ai zis 11 la 9, egal cu 11 la 8, da. Cum mai ori, puțin? Parcă v-a părut mai plăcut ochiul. Păi da? Aici chiar stai în sala panică. Da, da. Deci el urmărește totuși să facă selecții între copii. Și atunci, zicem 101, de-al de 101 la N minus 1. Dacă sunt 101 de ăștia, păi să-i scrie desfășurați. Și atât cum am pus mâna pe câți termeni? 101 termen. Egal. Egal. Nu așa cum spune el, consecutiv. Și acum îi transform în 101 numere consecutive. Cum îți dădeam să zic? 101, 101 la N minus 1, plus cât se zic aici? Minus, hai să cele spune. Minus, da. Cel mai mic. Da. Deci, minus 50. Minus 50. Și pe cel la sfârșit, 101 la N minus 1, plus 50. Da. La făcut cel, ca fiind cel mai mare. Apoi. Plus. Ei și încadrezi așa, ca să se înțeleagă. Plus, următorul. 101 la N minus 1. Minus 49. Plus. Și aici punem în față plus 101 la N minus 1. Plus 49. Plus 100 la N minus 1.
plus 101 la n minus 1 plus minus 48 plus plus 101 la n minus 1 plus 48. Acum plus puncte. Și rămâne aici, și plus aici, și plus aici, și rămâne ăsta singurul, 101. 101 la 1, 101 la n minus 1. La n minus 1. 101 la n minus 1. Plus are în striga și în dreapta, să fii sănătos. Plus. Ar fi 101 la n minus 1, minus 1, și ar fi 101 la n minus 1, plus 1. Deci îndeci în fața lui, așa. Îndeci după el și cu el 101 de. Deci în total sunt 101 de. Ei, explicația asta parcă pare mai pe sufletul nostru. Acum am înțeles cum anume, care a fost jocul autorului, ce șmecherie tare a avut acolo. Acum să înțelegi, minus 50 cu plus 50 se reduc, 50, 49 minus 49, deci a făcut parasala, sunt consecutive, sunt aranjate consecutive, nu? Nu avem plan crescătoare. De unde pornesc la cel mai mic, la unul cel mai mare? Sau să așezat 101 termen. Da? Ați fi încercat oare la prima? Să nu credeți că la prima vedere dăm peste subiect așa. Nu. Nu, trebuie să tamponăm, trebuie să pătrundem ca într-o cetate. Sunt cu porțile ferecate și tu știi că trebuie să ajungi acolo. Dar trebuie să găsiți o slăbiciune în exercițiu. Ceva care să ți atragă atenția. Nu deodată. Nu deodată. În fața celor patru subiecte, de regulă avem de lucru, nu trebuie să te gândești neapărat să faci pe toate. Rar se întâmplă. Sunt copii deosebiți când sunt de fapt pe toate. Dar trebuie să începi să muști, mai ales la ce dacă ai tu. Fiecare copil are o anumită sensibilitate, o anumită, vede ceva la unde ieși și apune la ceva. Așa se fac la faza națională, de să se pe acolo. Nu găsesc decât 2-3 pici acolo care fac câte un subiect. Da, dar așa trebuie să facă toți. De ce județele, unde n-au copii tari, județele nici nu-și permit să duc la faza națională. O să fac de bază. Una pregătită frumos. Ce îndeșor de la 38 de la 38. Determinați cifrele X și Y din egalitatea. Determinați X, Y cifre din 4 la puterea X, 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 X parat. 4 la X, X parat. De 3 ori X. Așa. Plus 8 la Y, Y, Y parat. Egal cu 2 la 1999. Da. Aș trebui. Ai idei? Da. Trebuie să facem amândouă puteri să aibă baza 2. Păi, o idee. O idee interesantă. Că ți-ar place ție mai bine să lucrezi pe baza 2, nu? Bă, nu și așa cum asta. Sunt mai bine. Adică aici cum am putea zice. Dar hai că atunci atenția și concentrează-te ca altfel de... Și la asta am muncit, dar tot nu sunt convinsă că l-am înțeles. Noi acum suntem la prima de cu Gloria, suntem la prima citire și încercăm. 2 la a doua tot la puterea XX. Da. 2 la a doua tot la puterea XXX. Plus 2 la a treia, da? Totul la puterea YYY. Egal cu 2 la puterea 1999. Deci, vă ales bun. Trebuie să scriem XXX și YYY ca prin baza 10. Apoi, cum ar fi eu acolo 111 X ori 2, 222 X. Nu știu dacă urmărești tare, dar tu, Gloria, ne invită. Tu ai fi avut alte idei între timp? Ai fi zis ce înseamnă 2 la puterea 2XXX, cred că, nu? Da. Adică ai fi zis ce? 2 ori XXX. 2 ori XXX. Da. Hai să scriu așa cum, de fapt, e pornit. Eu sunt foarte
cum spun, respectos pentru ideea care vine din 2 ori x, x, x. Ba. Plus 2 la puterea 3 ori y, y, y. Egal cu 2 la puterea 1999. Echivalentul. Și XXX ne propune Daria, de o parte, numărul XXX. Deci X, 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 să zicem ca fiind cum? 100 ori X. 100 X plus 10 X plus X, care este egal cu 111 X. 111 X. Pe Y, 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 tot 111 Y. Deci să scriem așa, că 2 la puterea 2 ori ai zis tu? 111 X. Acum ne spune mare. Îl cheamă adunată. 111 X. 2 la a treia ori 111 Y este egal cu 111 Y. Este egal cu 2 la 1999. Da. Și acum putem să mulțim, adică 222 X. 2 ori 111, da? 2 ori 111 fac 222 și 3 ori 111 333, da? Hai să facem. Merge de echivalent. Cu 2 la puterea 222 ori X. Plus 2 la 333. Este egal cu 2 la 1999. Am putea să scriem cumva pe 99 ca fiind... Adică, mă refer că putem acolo să scriem 222x plus 333y este egal cu 1999. Și pe 1999 să scriem ca fiind... Deci... 222 ori X plus 333 ori Y și va cu 1999 este legitul. Da? Să vedem cum, la ce te gândești când vrei să te duci spre... Stați puțin, că nu-i mulțită. Așa, nu-i dar vreo idee poți să ai aici. Tu te gândești la ce? Păcat că nu te zău făcut acum, că nu știi că ai mai mare sau că ai mai mic. Ca putea să fie mai mare decât ideea, că asta e ideea. Poate să fie o idee deșteaptă asta, nu? Cum ar veni acolo? Am putea scrie 2 la puterea 2x tot la 111? Nu. Adică sunt 111x. Așa am încercat și eu ieri. Ia să vedem. Ia să așa, aș putea scrie 2 la puterea 2x, 2 la 2x, totul la 111. Vreau să da. Da sau nu? Cred că da, pentru că tot ar fi mulția 111 cu 2 și... Deci când ridică o putere la altă putere, cum procedăm? Mulțim exponenții acolo, dar putere, cum spui tine. Dar tot atât de bine aș putea zice 2 la 2, 2 la puterea 111 la 2x. Deci eu întreb, dacă nu am dreptate, voi săriți la mine, dar trebuie să fiți voi hotărâți dacă eu am greșit. Mă gândesc să fiu așa, 2 la puterea 200, 2 la puterea, cum am zis eu, 2 la puterea... 111 totul la 2x. Așa, 111 totul la puterea... 2x plus 2 la puterea 111 la 2 la 3y să-mi dea în final 2 la puterea 1999. Am putea să scoatem peste 11 afară? Hai, trebuie să umplăm. Cred că e corect, că e adică pe 2x și pe 3y să
vine cu invers. Adică? Scriem 2 la 3 de tot rostul, nu spune ce. Scriu, scriu și combinat așa. Deci, altfel scriu, 2 la puterea 2x, totul la 111, nu? Plus 2 la puterea 3y, totul la 111, se facă 2 la puterea 1999. Cât simți că mai convenabil ar fi așa. Întrebarea este, până unde poate urca Y-ul ăsta, până unde poate urca X-ul ăla, încât să mă duc aproape de șmecherea aceea. Hai să încercăm pe minus în ușor să-l descompunem. Poate vedem vreo descompunere. Poate ceva să apară. Deci încercăm să tragem de greșițiu. Deci încercăm pe 1999 să-l descompunem. Vedem ce descompunere are. Trebuie să încercăm să ne apropiem de greșițiu. A merge pe cât? Prin 2 nu. Prin 9. Prin 3? Prin 3 merge, dar merge și prin 9. Merge și prin 9? Cum? Ai ajuns chiar. Prin 3 de unde știi că merge prin 3? Pentru că 9 plus 9 3. 27 și cum 28. 28 nu merge. Din 9 nu merge. 7. Încercăm prin 7. Ia să vedem prin 7. Împărțirea prin 7. Cred că nu merge. Dar încercăm. Dar acum încercăm numele prime. Deci 7, a mers? Nu a mers. Prin 11. Prin 11 nu merge prin 13. 13 și 7 asumere nu merge. Nu merge. Prin 13, prin 17, nu merge prin 19. Nu merge. Nu merge prin 23. Nu știm, trebuie să mă duc până la mijloc. 86,1. Nu merge. Nici 23. Nu merge nici 23, nici 29. Nu merge nici 31. Nu cred că merge. Nu merge nici 37. 37 nu merge. Dar 33... 33, 11 nu are. Da, la... Da. Da. 37, 41. Nu. Nu avem voie să ne pronunțăm, dar ne ducem... La 48. Virgul. Da? La 41. 41 s-a făcut la 41. Acum 43. Nu. 43 ori 43 cât dă? Cât dă?